Salam Pace vouă! Mulți oameni spun că islamul a fost impus cu forța, că a fost impus cu sabia în lume. Acesta este unul din marile neadevăruri care se spune în prezent peste tot. Dumnezeu în Coran la capitolul 3, versetul 20, ne spune: Spunele celor care îți caută pricină, eu m-am supus lui Dumnezeu întru totul. Eu și cei care m-au urmat, spunele celor care le-a fost dată cartea și neștiutorilor: Vă supuneți lui Dumnezeu? Dacă s-au supus lui Dumnezeu, sunt bine călăuziți. Însă, dacă și întorc spatele, se rătăcesc. Asupra ta este doar înștiințarea și atât. Dumnezeu este văzător al robilor Săi. Exemple sunt mult mai multe în Coran, dar acesta ajunge. Vedeți ce frumos, Mohamed, pacea asupra lui, trebuie doar să-i cheme la supunere. Dumnezeu îi spune lui Mohamed că el este doar un prevenitor, el doar trebuie să-i înștiințeze. Vedeți cât de frumos ne vorbește Dumnezeu celor care le-a fost dată cartea, adică la creștini și la iudei. Dar se referă și la cei care nu sunt creștini sau iudei, numindu-i neștiutori. Dacă ar fi existat silire la credință, în acest moment cel puțin două treimi din români ar fi fost musulmani. Datorită intervențiilor și luptelor și ocupațiilor parțiale, din partea Imperiului Otoman. Dar, chiar dacă au fost aceste ocupații temporare, românii nu au fost siliți să treacă la islam niciodată. Exemplul acesta se poate întinde în toate locurile unde au fost ocupații ale forțelor armate conduse de musulmani. Relevantă este perioada când Ierusalimul și Palestina au fost sub conducerea musulmanilor, perioada în care creștinii, iudeii, musulmanii și ateii au trăit în pace și înțelegere. Căutați datele istorice și o să vă convingeți. Al treilea exemplu este ocupația din Spania a musulmanilor, care nu numai că nu a impus islamul nimănui, dar a ajutat enorm la ridicarea și dezvoltarea științei și culturii. Din nou spun, căutați datele istorice.